Salutare, dragilor! Pentru că am primit multe întrebări despre cum arată albumele de nuntă și ceea ce le predăm clienților, am zis să fac acest clip în care să vă arăt efectiv, chiar acum înainte să le predăm clienților, ce vor primi. Aici am o nuntă din 17 septembrie, după cum puteți vedea, și cealaltă este din 18 septembrie, cu tot cu cununie civilă. Și cam așa arată carcasele pentru stick-uri. Au două poze, una pe o parte și una pe cealaltă. Aici este o poză așa mai transparentă și o să le iau pe rând. Hai să începem cu cele albe. Obișnuiesc să diversific coperta, îmi place să aleg diverse materiale și, nu știu, poate ajung la unul favorit. Deocamdată îmi plac destul de multe. În general merg foarte mult pe alb sau pe gri. Aici avem albumul nașilor. Știți că și nașii au câteva fotografii ale lor în funcție de ce timp au în ziua respectivă anunții. Și hai să începem cu cel al mirilor, ca să nu lungesc foarte mult acest video. Dar poate o să vă arăt la ceilalți și de la nași. În general, pe prima pagină aleg fotografiile top sau ce mi se pare mie foarte, foarte frumos și le fac un astfel de colaj. Aici a fost o fotografie la apus pe care am făcut-o transparentă. Numele lor, data, anunții. Aici sunt pregătirile de la mire. Îmi place foarte mult fotografia aceasta cu pantoful, verighetele. Aici este partea de obiceiuri, bărbieritul, floarea în piept și toate acestea. Aici este o fotografie cu nașii, fotografia cu părinții. Aici este momentul de pregătire al miresei cu domnișoarele. Aici mireasa a avut o idee foarte faină și am detaliat puțin ziua nunții lor. Nu știu dacă vedeți, dar este și numele nostru acolo. Foarte faină ideea ei. Și aici sunt diverse momente surprinse la îmbrăcatul ei, la pregătiri. Aici din nou obiceiuri și îmi place foarte mult fotografia aceasta cu băiețelul mirilor. Din nou obiceiuri cu nașilor, cu băiețelul lor. Aici deja trecem la biserică. Nu o să insist foarte mult ca să nu lungesc foarte mult clipul, dar în general pe aceste fotografii ne axăm, poza de grup. Câteva fotografii de la ședința foto, însă în ziua nunții la ei a plouat și au preferat să mergem la local. Așa că am făcut și ședința traj de dress și o să vedeți ce fotografii am făcut acolo. Uitați-vă cât de superbe sunt, am fost la un muzeu. Inițial să știți că nu m-a încântat ideea, dar au ieșit niște fotografii foarte frumoase, mai ales aceasta de la apus. Avem și dronă pentru că am fost întrebați. Și facem fotografii și video și cu drona, iar clipul lor îl puteți vedea pe pagina noastră, clipul nunții, cu cele mai frumoase momente. Aici deja sunt fotografiile de la local și ne place să le surprindem într-un asemenea mod, după cum vedeți, și dansul mirilor și obiceiurile de la final, tortul, și să trecem la ceilalți. Așa, haideți să vă arăt și mai pe repede înainte albumul nașilor. Nu schimbăm foarte multe fotografii pentru că noi oricum îi punem pe naș cam peste tot în albume. Dar aici ca idee sunt câteva. Mergem mai mult pe fotografii cu nașii, cu fetița lor în cazul acesta. Aici sunt mai multe fotografii cu nașii. De la cununia civilă o să vedeți că ei au mai mult fotografii cu ei, doi. Au și cu nașii, dar nu știu, gen una de grup sau lucruri de genul ăsta, o să vă arăt. Aici au foarte multe cu fetița lor, când îi pupă, foarte drăguțe fotografiile și n-aveam de ce să nu le folosesc.
și să le pun doar fotografii cu mirii, pentru că au foarte multe și cu mirii. Fotografia asta îmi place super mult, pentru că este oglinda aceea de la ceas. Pregătirea mirelui, am uitat să vă spun, obiceiuri la fel, pregătirea miresei, o să vi le arăt și pe cel mare și hai să vă dau la ce am mai schimbat pe la naș. Așa, cam aici, nu cred că am schimbat partea asta, de aici am schimbat, am făcut câteva fotografii și doar cu nașii sau împreună și cam atât. Mai au ei una aici la local și în albumul mare o să se vadă mai bine, de aia prefer să îl desfac pe cel mare pentru că e mai mare. Adică nu e nicio diferență de calitate, pur și simplu e mai mare. Și am ales să pun și data cununiei civile și data anunții. Aici este cununia civilă și bănuiesc că acum, fiind mai mare, se vede mai bine pe cameră. Aici vedeți ce fotografii am înlocuit, câteva, dar totuși au fotografia cu nașii. Aici sunt fotografiile cu ei doi și au dorit o fotografie acasă la ei foarte mult în ziua aceea și de aceea am ales să o pun aici. Aici sunt pregătirile din nou, obiceiurile, pregătirile miresei. Aici îl aștepta undeva pe o scară și mi-a plăcut oglinda. Aici din nou obiceiurile. Aici am trecut la biserică. Și insist foarte mult pe această fotografie când se uită ei doi unul la celălalt. La toate nunțile am făcut-o și e foarte apreciată. Încerc să iau și oglinzi cu icoanele dacă pot. Îmi plac și fotografiile astea destul de mult. Nu știu, momente când ei se țin de mână, când le pun coroanele. Asta e o fotografie mai artistică pentru că bătea o lumină foarte puternică pe ei doi. Nu știu dacă se vede, dar o să vă arăt în celelalte. Uite aici, aici se vede cel mai bine cum intra lumina în biserică foarte frumos. Și de asta ieșeau fotografiile de genul ăsta. Aici sunt tot ei doi în fața bisericii. Poza de grup. Și aici am trecut la ședința foto. După cum vedeți aici sunt ei doi mai mult. În cel al nașilor erau mai mult ei. În general, să știți că cel mai ideal la ședințele foto este să, în primul rând, să ne implicăm și dedicăm foarte mult pentru miri, pentru a avea cât mai multe cadre, atât foto cât și video. Nu insistăm foarte mult la nași și cred că și ei ar trebui să fie înțelegători pentru că au avut nunta și știu cel mai bine cam câte lucruri se fac în ziua nunții. Aici este fotografia cu ei doi, ați văzut că în celălalt era cu nașii, tot așa, în fața localului. Și fotografia asta obișnuim să o facem destul de des la intrare. Și cam acesta e și albumul lor, cu tortul, obiceiurile de la final și cam asta a fost. Dacă v-a plăcut, v-a fost util clipul acesta, ajutați-ne cu un like, distribuiți-le prietenilor și nu uitați să ne urmăriți în continuare pentru a vedea ce mai lucrăm și cu ce vă mai încântăm privirile. V-am pupat! Mulțumim tare mult pentru fiecare apreciere în parte și că sunteți alături de noi!